laude din partea președintelui PNL pentru actualul ministru al energiei. Nicolae Ciucă a declarat într-o emisiune la Prima TV că Sebastian Burduja a demonstrat că poate gestiona instituții de amploare. Reacția vine în contextul în care Burduja, liderul filialei PNL București, se pregătește să intre în cursa pentru fotoliul de primar al capitalei. Sebastian Burduja este un politician tânăr. Este un politician cu o educație profesională foarte bună și în România și în Statele Unite. A demonstrat prin funcțiile pe care le-a deținut că are abilitățile necesare să gestioneze și să conducă instituții de amploare. București în sine este cea mai de amploare localitate din țara noastră. Ca atare, prin angajamentul personal, prin angajamentul echipei de la București, Sebastian Burduja va trebui să își folosească toate aceste abilități, astfel încât să meargă către bucureșteni cu un proiect de management a Bucureștiului. Și să-i convingă. Și să-i convingă, pentru că Bucureștiul are nevoie de un manager care să trebăluiască de dimineața până dimineața, dacă este nevoie, pentru a rezolva problemele. La finalul săptămânii trecute, PNL București a decis să-i retragă sprijinul politic actualului primar general Nicuș Ordan. Pasul a fost necesar pentru a... Conducerea PNL sună mobilizarea în partid. Liderii de filiale vor fi obligați să candideze la alegerile locale, fie pentru președinția Consiliului Județean, fie la funcția de primar al municipiului, reședință de județ. Decizia a fost luată în biroul politic al PNL de la finalul lunii trecute. Documentul a fost semnat de președintele liberalilor Nicolae Ciucă și de secretarul general al formațiunii Lucian Bode. Candidații care vor avea un scor sub cel al filialei își vor pierde sprijinul partidului pentru o eventuală candidatură la alegerile parlamentare. Mai mult, conducerile filialelor, care vor fi pe ultimele 10 locuri la europarlamentare, vor fi dizolvate. Aici se va ține cont de media dintre procent și număr de voturi, dar și de ponderea populației maghiare pentru județele în care UDMR deține majoritatea din totdeauna. Deciziile conducerii PNL vin pentru a impulsiona membrii partidului înaintea celor 4 rânduri de alegeri care vor avea loc anul acesta. Discuțiile din coaliție pe tema comasării alegerilor continuă. Președintele PNL Nicolae Ciucă este în favoarea ideii și a spus într-o emisiune la Prima TV că o astfel de decizie ar aduce mai mulți oameni la vot. PSD și PNL iau în calcul comasarea alegerilor europarlamentare cu cele locale. Dacă ne uităm din iunie până în decembrie, cu toții vom fi ocupați și preocupați de ceea ce se va întâmpla pe scena politică. Pentru că este o bătălie de la, în urma căreia cel care va câștiga, așa cum bine ați spus, ia totul, iar ceilalți trebuie să o ia de la început. Ceea ce este foarte corect. Și atunci nu cred că ne putem permite în contextul actual să sacrificăm o jumătate de an doar pentru un astfel de plan care se derulează pe cele 6 luni de zile. Și dacă există posibilitatea constituțională, legală, care să vină sprijinul democrației, pentru că până la urmă ce ne interesează? La alegeri să vină cât mai mulți oameni să putem să avem o legitimare a celor care sunt aleși. Și nu cred că cetățenii românii vor fi atât de disponibili să participe la 5 runde de alegeri cu același entuziasm, dorindu-și să își manifeste dreptul la vot.
Ca atare, ideea comasării este o idee care poate să ne aducă o prezență mai mare la vot. O prezență mai mare la vot. Nicolae Ciucă a adăugat că susține ideea comasării alegerilor și pentru a limita întreruperea cursurilor de mai multe ori, în condițiile în care secțiile de vot sunt organizate în instituții de învățământ. Va fi un impediment și în ceea ce privește derularea normală a anului de învățământ, fie că vorbim de finalul anului 2023-2024, începutul anului de învățământ 2024-2025, și dacă nu mă înșel, sunt aproape 10 săptămâni care ar putea să fie afectate de desfășurarea procesului electoral. 10 săptămâni de școală. Ca atare, o soluție în acest sens, cred că este binevenită. De cine depinde această soluție, această înțelegere? Mai degrabă de Marcel Ciolacu, de partenerii din PSD? Așa cum arată lucrurile acum, din punct de vedere constituțional, dacă nu se intervine în elementele principale ale cadrului legislativ privind desfășurarea alegerilor, ci doar la elemente care țin de temporalitatea procesului. De preluarea mandatului, de, da, pentru primari. Nu. De modul de timpii în care se desfășoară, da. Atunci este o responsabilitate a guvernului pentru a emite o hotărâre de guvern în care să se stabilească foarte clar calendarul alegerilor. Deci toate, al tuturor celor patru rânduri de alegeri, exact. Deci nu doar comasarea. Nu doar comasarea. Singura dată stabilită deja este pentru europarlamentare și anume 9 iunie. Pentru restul alegerilor, discuțiile continuă. Trebuie precizat că mandatele primarilor expiră în octombrie, iar cele ale parlamentarilor, dar și al președintelui, expiră în decembrie. România nu a importat greu sau alte tipuri de cereale din Ucraina, spune ministrul Agriculturii. Florin Barbu a declarat într-o emisiune la Antena 3 că au fost depuse mai multe cereri, dar că acestea au fost respinse. Sigur, dacă vorbim de produse agroalimentare, putem vorbi de zahăr, unde România produce decât 23% din consumul... Produse agricole. Produse agricole. Produse agricole intră inclusiv și zahăr. Agroalimentar înseamnă prelucrare către aliment. Agricol, mă gândesc că e sămânță, grâu, porumb și alte lucruri. Nu, declarația a fost și o spun și mi-o asum aici. Vă rog. Este vorba de produse agroalimentare. Așa cum spuneam, da, România a importat zahăr din Ucraina pentru că noi producem decât 23% din consum, undeva la 100.000 de tone și consumul în România este de 400.000 de tone. Din punct de vedere, așa cum spuneați dumneavoastră mai devreme, privind importul de cereale, România nu a importat cereale pentru că importurile au fost interzise prin decizia Uniunii Europene. Ulterior, statul român cu statul ucrainean am decis un act normativ prin care licențiem decât fermierii și procesatorii care vor să importe produse agricole, vorbim aici de grâu, porumb, rapiță, floarea soarelui. La Ministerul Agriculturii s-au depus 7 cereri, dar nicio cerere nu este aprobată de import de cereale din Ucraina în momentul de față. De când nu importăm categoric niciun fel de produs din Ucraina, cereale mă refer? Păi de când a început războiul au fost interzise de către Comisia Europeană, ulterior am creat un mecanism de licențiere între statul ucrainean și statul român. Nu s-au depus acele cereri, dar în momentul de față Ministerul Agriculturii nu a aprobat nicio cerere privind importul de cereale. Mai mult, spuneam mai devreme, că singurii care pot importa cereale din Ucraina sunt decât fermierii și procesatorii români, nu intermediarii sau alți trader, deci, care se ocupă cu cereale. Dacă s-ar licenția, numai fermierii noștri ar putea să importe, nu terță parte, ca să zic așa. Exact, intermediarii au fost adică scoși. Niște intermediari care apoi să aducă grâu pe piață și să-l desfacă aici. Nu, intermediarii sunt scoși din acest act normativ și decât procesatorii, pentru că nu știu dacă știți, România are un grad de autosuficiență de 300% în industria de ulei. Bineînțeles că sunt necesare anumite cantități de cereale, vorbind de floarea soarelui, pentru a fi procesate. Pentru că de la sfârșitul lunii ianuarie până la următoarea recoltă, fabricile de ulei din România procesează aproape 2,9 milioane de tone de floarea soarelui. Reacția lui Barbu vine după ce recent autoritățile din Ucraina au anunțat că România a fost pe primul loc la importurile de produse agricole.
Derby în această seară între actualul lider din Liga 1 și fosta campioană FCSB o va întâlni pe Farul Constanța de la ora 20. 14 puncte le despart în prezent pe cele două în clasament. Tot astăzi, dar de la ora 17, Voluntari are meci cu Hermannstadt. Ieri în Liga 1, UTA Arad a învins-o cu 3-1 pe Ucluj, iar Universitatea Craiova s-a impus tot cu 3-1 în fața celor de la Sepsi. Turneul de tenis de la Cluj a început astăzi. Cinci românce sunt prezente pe tabloul principal de la Transylvania Open. Astăzi va debuta în competiție Ana Bogdan, dar nu înainte de ora 18. Ea o va întâlni în primul tur pe Alicia Parks din Statele Unite, locul 72 mondial. Mâine sunt programate restul meciurilor în care evoluează românce. Miriam Bulgaru o va întâlni pe Jacqueline Cristian. Andreea Mitu va avea meci cu Anastasia Sevastova, iar Anca Todoni o va întâlni pe Erica Andreea va venită din calificări. Meteorologii au prelungit codul galben de vânt puternic până mâine dimineață la ora 10. Atenționarea este valabilă în aproape toată țara. ANM anunță că rafalele vor depăși 55 de km pe oră în majoritatea regiunilor. La munte vântul va sufla cu peste 70 de km pe oră, iar în zona înaltă a Carpaților Orientali rafalele vor fi de 100 de km pe oră. Tot la munte astăzi vor fi ploi însemnate cantitativ. Rămâne în vigoare și codul portocaliu de viscol la altitudine de peste 1700 de metri, în Carpații meridionali și de curbură până la noapte la ora 22. De mâine dimineață, un alt cod galben va intra în vigoare pentru nordul Crișanei, zona Maramureșului și a Dobrogei, dar și pentru cea mai mare parte a Transilvaniei, estul și nord-estul Munteniei și local în Moldova. Vântul va continua să sufle cu peste 55 de km pe oră până miercuri dimineață la ora 10. Vremea se încălzește semnificativ. Astăzi maximele termice vor fi cuprinse între 6 și chiar 19 grade în sud-estul țării. La munte și în regiunile din nord și centru va ploua. În rest, cerul va fi mai mult acoperit, însă vântul va sufla cu putere. Vremea va fi foarte caldă astăzi și în capitală, cu cer mai mult acoperit și o maximă de 17 grade. Și aici vântul va sufla cu putere.